zis a Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci ne va voi să scape viața și o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui. Că și folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își va pierde sufletul, sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său. Că cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam de curvar și păcătoși, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni într-o slavă a Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și le zicea lor, adevărat grăiesc vouă, că sunt unii de aici care nu vor gusta până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere.